picioarele, mă ustură ghearele, desfăc în ferestrele, pe la toate mântrele măilele. Desfăc în ferestrele, pe la toate mântrele, să le au vorba și sfatul cum își fermecă bărbaturile. Să nu mai ai băi leac, ca să nu mai ai băi necăleac, mă, așa! Seara tot în sat, la fete de mărita tinele. Mergeam seara tot în sat, la fete de mărita, la fete de mărita, măilele, mă! Bărbatulele, cu țărină de supat, cu labă de lup turbat, ca să nu mai ai băleac, ca să nu mai ai băleac, câinele. Cu labă de lup turbat, ca să nu mai ai băleac, ca să nu mai ai bănecăleac, băi! Șa! N-am iubit-o niciodată, nene. M-am vaid că sunt bătrân, șapte mândre calea-n țin. Am iubit și o surată, dar nu am iubit niciodată, nene. Mă doare picioarele, mă ustură ghearele, desfăcând ferestrele, pe la toate mândrele, să le aud vor și sfatul cum își ferme că bărbatul. Bravo! Haiducii din Ștefănești, o baladă veche de 150 de ani. Eu am venit aici și am zis, domnule, ce știți să cântați? Și am început de-astea clasice. Nu știți, bre, de-alea mai pe după col și mai de ochiate, dar nu foarte de ochiate. Da. Și uite că am început foarte bine. Da. Astăzi am un care de artiști cu irații cu un popă în coadă, cu un poet în coadă. Familia Velniciuc, Alexandra, care nu poate să vină decât însoțită de sos, care e bodyguardul ei, dar și de tatăl ei. Salut! Bună ziua! Da, bine v-am găsit! Mulțumim de invitație! Deci cu soțul tău spre final stăm de vorbă.
o să-l aduc pe taică tu ca să postească biografia ta romanțată. Nu, eu sunt șef aici. Deci da? Aduceți cum vreți. Da. Nu e adevărat, nu sunt bodyguards, nici unul, nici altul. Așa pare. Ideea e că eu le sunt șoferi, eu îi aduc, da? Eu îi plimb. E bine atunci, da. Da. Bine, pot să stea și toată familia, că n-am nimic împotrivă. Ideea e atât de frumos locul ăsta, că predispune la asta cu familia antică. Asta e adevărul. Avem noroc, bate vântul. Am pus asta ca să mai alunge musca noastră națională, ca să zic așa, musca din Balcan. Am înțeles că tu știi să gătești și el te... Și el mănâncă. A, doar mănâncă. Eu gătesc. Și dau și sfaturi. De fii atent ce vreau să fac astăzi. O să fac dintr-o pulpă de berbecuț destul de june. Așa. O să fac o pastramă și o punem, dar o fac în direct, o tai, îi dau cu mirodenii, cu usturoi, cu nu știu ce, cu miere și o rățușcă pe care am lucrat-o puțin înainte, în sensul că ce îi umplu, da, dar nu, asta am pus-o numai ca să capete o mireasmă. Ce am are pus, lime, portocală și lămâie verde, da? Apa asta o facem o rață parșivă, așa. Așa. Cu gust mai șmecher. Și dacă o miroși, miroase frumos, așa. La rață, că la orice pasăre... Se taie târtița. Se taie târtița, dar nu toată, că târtița e bună. Doar așa, razant. Așa, nu, așa. Are o chestie moțoțoiu. Aici. Moțoțoiu. Așa. Și asta o scoți așa ușor, da? Acolo, de fapt, sunt secrețiile raței. Dar are un gust... nu chiar neplăcut, dar nu se cade să... Aoleu, nu cu lama așa, nu, spre mână. Cu lama, da. Nu, că avem cuțite expertă. Mai fine, de fiecare dată mi-aduc niște cuțitoaie băieții ăștia și mă rog. Bun. Întâi o să pun rața la făcut. Așa. Și o să fac pe lângă ea un soi de... Varză călită ardelenească, ardelenii dulce? Și ungurii, la Budapesta, rața e obligatorie cu varză roșie. Varză roșie călită cu ardei, puțină ceapă, până mai pui puțin oțet și zahăr sau miere. Am și miere, așa. Întâi o să pun ăsta la... te pricep la chestii tehnice, dă drumul la... Da, ce să fac? Dă drumul la maximum. Maestre, ăsta e ăla de aseară, că eu nu o să vorbesc prea mult. Nu, de dimineață am fost în târg. Așa, n-ai dat drumul, deci nu te pricep. Dau eu drumul, sper că... Eu cu d-astea noi nu mă pricep. Eu sunt bucătar de pe vremuri. Am găsit chestia asta care e foarte bună de aer. Ca să iasă o rață bine, cel mai bine e să pui untură de porc amestecată cu puțină gâscă. Aveam o lingură aici, da. Văd că a ieșit singură, n-a mai fost nevoie. Că e cald. Așa, pe lângă asta pun și puțin ulei. Aoleu, așa grasă o facem? Nu facem grasă. Nu poți să faci o rață friptă în aer. Aha. Se poate și în aer dacă ai un cuptor. Dar o prăjesc aici, ea are și ea grăsimea ei. Deci orice... am mai aruncat eu puțin de aia. Dar uite, are grăsime. Da. Și ăsta e fain. O prăjim în grăsime, pentru că așa se prăjește, după aia o scoatem, o scurgem de grăsime și o bag la cuptor umplută cu, umplem cu varză de asta roșie, da? Asta va fi primul fel. Al doilea o să fac din noatenul ăsta pastramă. Pe care, de obicei, pastrama să mănâncă, o lasă ăștia, o usucă, o sărează, ca dracu. Cel mai bună pastramă e aia pe care o faci și o și pui pe grătar. E, da, dar eu nu știu să tranșez pentru pastrama. Nu, asta e meseria mea. Păi asta, vreau să învăț. De unde ați învățat, domne, să faceți? Ați făcut școli de-astea superioare? Eu n-am avut multe jucării când eram mic. Eram într-o familie modestă, lumpen proletariat. Și îmi petreceam, mai ales vacanța, în grădina bunicului meu, pe malul Ialomiții. Și acolo mă punea moșul era tânăr, era mai tânăr ca mine cu mult pe vreodată, dar în fine. Mă punea să coc ardei, să am grijă de că el se ducea pe la straturi, mai venea câte o cucoană și mai avea dialoguri sentimentale. Și eu
Și micuțul Mircea Dinescu trebuia să taie ardei. Da, și mi-a plăcut foarte tare, trebuie să recunosc, că de atunci am rămas cu pasiune pentru gătit. Am abandonat o vreme și la bătrânețe mi-am amintit. Și că de obicei bătrânii își amintesc chestiile din copilărie. Din tinerețe, da. Uite da. Ce a făcut ieri, dar... Ce a făcut acum 70 de ani? Bun. Dacă zicem de asta, eu nu zicem asta. Ceva și de vinul ăla de acolo? Da, ăsta este vin muscatul meu, tonel celebru, pe care o să-l folosim. Că punem vin și pe rață pastrama. Și pe pastramă. Să-l folosim să beau și eu da. Cât, cât e rece, dar, să da, poate. Îl spun acum, uite chiar. Ia uite. Să rămâne. Îndrăzneți soț ai. Nu, el știe cum e la o petrecere câmpenească. Stai cu paharul în mână, sănătate! Așa. Deci, pe tine te pun să cureți, știi să toci... Mulțumim de invitație, da, la dar ziceți la ce dimensiune? Da, nu, asta e normal așa tocat, la mulți ani. La mulți ani, doamne ajută, e bine. Vreau să arăt două chestii astăzi. Mamă, asta e bine da, mai usturoi. Dacă ați mai văzut vreodată usturoi așa... Dar cu ce deci, e injectat? Hai să nu spunem. E injectat cu nimic. Nu de, cred așa ceva. De la o băbuță de la Calafat și de la Poiana Mare am găsit. Deci asta este un cățeluș. E dog german. Mamă. De usturoi. Fiți atenți. Deci, dar știi ce gust dacă bun are? Dacă e și iute, e cane corso. E puțin iute, nu? Este foarte bun. Și eu vreau să-l împământenesc. Așa i-am spus, băbuțe, domnule, ți-l iau tot. Ai grijă de el. Așa. Și a doua chestie, tot repet eu. Deci, în satele din Oltenia, vin doi domni cu mașini, aduc sare de la minele de sare, de-asta grunjoasă, și o bucată așa frumoasă de, asta de sare de mine. Drop de sare, drobul domnule, de sare, ăla da. Despre care citeam pe și știam povești. Oamenii mâncau sare din drobul de sare. E, sigur că eu am și două văcuțe și vaca trebuie să lingă sare, ca și oile de altfel. Dar vreau să spun ceva. Să dau mulți marci. Domnule, am sare de mare din Himalaya din, sau din Marea Mediterană, din Marea de Azov. Cea mai curată sare este asta care e făcută acum, eu știu, 5 milioane de ani, când mările aici eram sub nivelul mării și munții erau, pentru că am găsit scoici în, wow. Da, într-una dintre e bucăți. Impresionant. Deci este sare de mare pură, de acum când încă nu era pământul poluat. Acum sarea de mare e făcută din mare poluat. O lasă că asta o fac special ai pentru muști. Ai șarfă. Nu mă e șarfă, dacă vreți o pun la gât, da. Alungă muștele astea. Păi dar eu ce sunt eu? De ce am venit cu rochia asta? Păi fă așa și tu, dacă te lasă soțul tău să faci fotografii. E ar, altă variantă așa. De Marilyn Monroe. Aici, da, exact. Aici am mirodenit, un amestec de piper, coriandru, cimbru, busuioc și ceva măghiran. Măghiranul, nu știu de ce naiba nu se găsește în... Și eu am tot așa o cucoană, că s-a supărat, mi-a zis domnul Dinescu, mi-a zis nepoata mea, că a zis că a luat de la o babă, de la Poiana Mare. Doamnă, zic, acum o să vă zic, de la o doamnă din Poiana Mare am cumpărat ieri un sac de măghiran. O să-ți dau un buchet de măghiran la plecare. Wow, bun. Asta e valoare. Ăsta s-a deci, încins, îl mai lăsăm? Să, a început să facă frumos. Acum să vezi cum deci, tropește. Rața doare, nu-i pun mirodenii, pun mamă, numai puțină artistic. Sare, mirodenile să pun în final, pentru că altfel să fac praf, știi? Ia, acum, fugiți, așa. 6, mac. Deci o prăjim bine, intră untura și în burtica ei și să face, știi, să face pe două... și pe dinăuntru și pe din afară. Dar trebuie știi? Și întoarsă totuși. O întoarcem, sigur că da. Și o desăvârșim la cuptor. Deci după ce e prăjită și fac și varza asta cu ardei, cu ceapă, a apărut și gogoșarul minunat în Oltenia aici la noi, o să bag și un... mie îmi place, de exemplu, usturoiul, să-l... Vreau să bag unul de ăsta, să vedem. Mă, ce-mi place. Devine o cremă. Că e sănătos aici, fără mănuși, fără de-asta, cu coajă frumos. La fiecare... Eu am pe Facebook imagini de la gătit.
Și bineînțeles că bag mâinile. Asta toți ăștia, toți nici opliți îmi reproșează mie. Sunt de păi mama voastră nu făcea sarmale cu mâna. Corect. Nu făcea chifteluțele cu mâna. Da, cozonacul, nu se frământă. Nu se frământă cu... Să bag eu niște mănușe, niște prezervativă de mână. Nu bag, domnule. Mari bucătari. N-ați văzut și ăștia englezul ăsta, cum îl cheamă? Jamie Oliver. Știi cum face? A. Ar putea să stoarcă lămâia așa, dar el face... Se pune degete, adică gust și puțin din degetele lui Oliver. Mânca și din degetele poetului național, da? Bun, băgăm și un ardei iute aici. Ciușcă! Ciușcă, am băgat un usturoi, da. Mă, da, ciușca bun. Se bagă în fund, da? Nu, bine. Dacă da. Tăiați, nu iese iutele mai bine? Nu trebuie no, tăiat pe, un no. Că el se coace înăuntru, nu? A. Păi iese toată zeama, să usucă. Păi da, eu v-am întrebat că e o alchimie nu. Aici. Păi nu, nu, deci toate legumele, dacă vrei să le... Ce facem, să le coci... Băi, da, deci dacă ar fi fost tăiat, ar fi uscat. Păi da, intră în el așa și îi scoate sucul din el. Așa el se coace în sucul lui, pe bune. Și când e gata, doar îi dai pielița jos. De unde hai vine să... și vorba să fierbi în suc propriu. Exact, da, da. Hai să văd că... Astea au mai plecat datorită, da, pe aripile vântului, să te pun să toci ceva. Toc! Bun, băieți, mai trage și voi un cântec cât tocăm noi aici. Deci, unu, ăsta. Așa. Aveam și niște ceapă, ia o ceapă albă și una. Cuțit da, vreau. Da, da? Îți dau și cuțitul, e prea mare pentru tine. Mamă, sau îți dau unul mai mic? Da, unul mai mic vreau. Acum veți vedea ce fac eu de fapt în bucătărie. Da, fiți atent. Dar nu te vezi acolo, stai mai... Nu-i nimica. Deci asta nu se aruncă niciodată, să nu arunc. Nu, cum să o arunc? Bun, bravo. Cum să o arunc? Dar unde pun astea? Ce, gunoiul? Gunoiul. Pune aici, că nu mai era să... Spun povestea mea, ce-am pățit eu, mă, fratele. Ia mă, Nelisie, să vedem cum e. Și-am avut și eu petanța, și-am trimis-o la Constanța, și-a venit cu ceas la mână și cu burta până la gură tanța. Am avut și eu petanța, și-am trimis-o la Constanța, și-a venit cu ceas la mână și cu burta până la gură tanța. Ale dor, măi, tanțo. Of, tanța mea, măi, săruta-ți-a șcurița, măi, tanțo. Tanțo! Da, că e sezonul să le trimite la Constanța, măi, dorit, măi. De trei migdale aduc calul Simioane. Opa, o duci cu calul, mă? La picioare, dacă nu mai e benzină, o duci și cu calul. Foaie verde, trei migdale aduc calul Simioane. Să-mi-l curăț la picioare, să o duc pe tata-n vale, tato. Am supărat pe ea și i-am zis următoarele. Tanțo de rea-i cinstită, acum erai fericită, aveai casă și copii cu bărbatul tău din tâi, măi, tanțo. Tanțo!
soteria e cinstită. Acum erai fericită, aveai casă și copii, cu bărbatul tău din tâi mă tanțo, tanțo! Rățușca începe să capete o culoare foarte frumoasă. Arămia, aurie, așa. Frumos. Deci așa trebuie să arate ea, da? O mai ținem foarte puțin, că o băgăm după aia la cuptor, vreo jumătate de oră, cred. Las că vede ea. Și o dați cu mirodenii. O dăm cu mirodenii și cu, da, nu, după ce o scoatem, când o băgăm la cuptor. O să mă apuc în curând să fac, deci aia e pentru varză. Așa. O amestec cu varza? Da, poți să amesteci cu varza, da. Am mănuși invizibile, să știți. Deci această varză trebuie să, la un moment dat, să-i dăm în afară de sare. De obicei să freacă... Dar trebuie să-și lase apă puțin, ca să o stoarcem, nu? Să freacă și cu puțin zahăr. Cum? Dacă îi punem sare, trebuie să o stoarcem după aia, nu? Nu mai stoarci. Trebuia la început, dacă e, dar nu e obligatoriu. Uite, zahăr avem aici. Da, am pus puțin zahăr, puțină sare. Așa. Și după aia o să-i punem puțin oțet, da? Cam asta este. Da. Și punem să o umplem și cu varza asta, și pe delături, și pe de nu știu ce. Deci asta ar fi felul nostru... Întâi rățușcă, să vedem dacă s-a muiat puțin usturoiul, încă nu. Deci în cămășuța lui, da, se face cremos așa. Știu, devine unctuos. Da, da, e o nebunie. Dar mie-mi place asta că eu am făcut ardei sau gogoșar, un pluc cu care, nu știu ce, sau și ceapă, și ceapă, știți? Tai ceapa, scoți aia. Tot așa, în frunze? Îi scoți miezul și îl umpli cu carne, așa. Poți să o călești puțin înainte să o tăvălești. Aha. Dar n-am avut niciodată usturoi umplut, știi? Păi pentru că nu mă gândeam. Dacă nu știam că există căței ăștia atât de mari de usturoi. Da, măi. Bă, cățelui, fii atent. Cățelandru. Eu sunt absolut fascinat. Ce, da, da, da. Ce poate natura asta să compună. Nu știu de unde vine. Ăștia o să zică, domnule, ăsta e usturoiul dacic, dar nu știu dacă nu i-a dus și ăsta de până alte continente, e posibil orice. Asta a fost atingerea, deci, maestrului. Și cu lingura mai bagi, uite, fii atent, o umplu cu untură și cum se revarsă. Avantajul e că ea se face și pe din afară și pe dinăuntru, știi? Ai mai văzut vreodată clocotind untura în burta raței? Nu, niciodată. Ia că și știa și o poezie când eram mică cu cioroiul pat. Taci, taci, huhu. Păi vorbeai de cioroi când eu gătesc rață. Păi asta zic, să putem cu rățoiul. Ăsta știi ce e, fii atent. Vino încoace. Ia. Asta e o sculptură făcută de un celebru sculptor sârb. Așa. Așa. Uite, scrie aici, se cheamă Îngerul Negru. Nedim Hazi Hakmetović. E din Serbia, dar e din, probabil din zona aia musulmană. Un om extraordinar și iubitor de sârbi, de altfel. Și după ce a făcut această statuie, care reprezenta Îngerul Negru, era perioada când se băteau între ei popoarele din Serbia. Da? Eu am avut această idee și am agățat de picior acest lanț cu ancoră veche. Am găsit-o în fundul Dunării. Și ciorile... Și-au făcut de aici, cuib. Care sunt foarte deștepte, auzi, asta este zeul nostru. Și și-au făcut cuib, are crengi aici, vezi? Da, 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 așa. Extraordinar. Sunt patru cuiburi de cioară aici și să vedeți să ia micii, că ies, să uită așa.
foarte simpatic. Asta e genială. Aseară am venit și m-am uitat la statuie, da, și am zis: "Mă, ce a vrut sculptorul să spună cu crengile?" Da, crengile, da, da, au venit ciorile care sunt mai deștepte decât unii oameni. Să-i, cioara e genială, e foarte inteligent. Și uite, așa au invadat arta. Am scris un eseu despre, da, mijlocul artei, cu să fii de arte, domne, da. Ce metaforă frumoasă, da, da, un cuib, da, da, un înger, un negru și încolo. Da. Bine, m-am gândit și ce înseamnă ancora, dar după aia am aflat că ați adăugat-o dumneavoastră. Nu, a fost, trebuie să recunosc că a fost contribuție ideea. Mai băgăm puțin în burta ăsteia. Acum trebuie arătată culoarea, e splendidă rața. Da. Acum e de revistă. Da, și este. Ce fac acum? E de revistă. O să arunc asta, păstrez... Dați-o încoace, că și acasă cu noi e treaba mea. Bag în aia că se spală după aia. În ce? În ăsta? Bag în aia, da. Așa. Mă, da, e mânticel aici, așa-i, da, tot timpul? Se spune că aici vântul bate de două ori pe an. O dată 5 săptămâni vara și o dată 5 săptămâni e toamna. Am unde înțeles. Unde-i aia? A, ce? Dă șterge vasul înapoi. Puțin. Șterge-o puțin. Nu, trebuie aici. Ai, așa, așa, da, să vadă lumea că mă pricep. Așa, gata, așa. Hai, bravo, băie, sunteți harnici, mă, de familie. Gata, hai, ajunge, fie o clătim cu puțin vin. Păi nu o clătim noi. Așa. Poți să nici nu-l arunci. Doar semințele astea. Așa. Hai. Hai. Îi stoarcem și niște portocală. Așa. Ia uite. Da? Ce-i mai face? Și o luăm pe dânsa. Să sfârâi aici. Hai să vezi acum cum mă arzi. Ia să vezi când... Perfect. Super. Așa. Scoatem și pe băieții ăștia care s-au copt acolo. Așa. Și usturoiul și ăsta. Vino, mă, încoace. Ia uite, mă, cum să-l iei așa cu mâna din uleiul ăla încins? Îmi pare rău că n-am mănușa de plastic. Băgam un mănușă de plastic, mirosea plastic frumos. Asta povesteam mai devreme. Mi-am luat o super mănușă de cauciuc. Punem, da, asta, că așa, după aia scurgem cu, hai, cu o... Hai, puneți că eu amestec aici. Ia uite cum fac. Mamă, ce frumos arată. Da, da, hai. Păi și-a și gustul ăsta, hai, de rață. Hai de mine. Așa, așa. Așa, în scârbă, să aruncăm tot așa. Tot, toată o pun. Fai păi de pe urmă mine. Stăm la masă. În timpul emisiunilor să ne prefacem că mâncăm și după aia ne așezăm. Ne scobim. Auzi, dar nu punem și niște chimen în varza asta? Da, în Ardeal se, în Ardeal se folosește. Da. Chimenul nu prea e folosit la noi în câmpie, nu știu de ce. Eu pun chimen foarte mult. În primul rând, chimenul face bine la stomac, este un medicament. Da, așa e. Multe din aceste mirodenii, habar nu are lumea, știi? Da, și coriandru, dacă mănânci câteva bobițe de coriandru și câteva bobițe de chimen, înțelegi, înainte de masă, nu mai ai arsuri la stomac. Așa e, e foarte bun. Dar așa, eu am o întrebare că n-am știut niciodată. Chimenul e același lucru cu chimionul? Există două soiuri de chimen. Aha. Dar la noi nu. La noi există numai ăsta un soi, dar au turci, am văzut. Acum noi zicem sau chimen sau chimion, dar chimen în orice caz. Ei zic cumin. Cumin, da. Cumin, cumin, da. Ei zic și la trezoria lor, știi cum îi zic? Nu. La hazna. Și românii deștept ce au zis? Hazna, ce poate să fie? Da. Aur, chestii. Căcăstoarea noastră s-a numit în mod de așa, a numit hazna. În fine. Deci eu de obicei să vă dau un sfat. Când gătiți, după ce vă spălați cu săpun, cel mai bun lucru este dacă aveți lămâie, înțelegi? Asta e lime, nu e lămâie. Cu lime e și mai tare. Și ia o de asta. Așa, mă dau pe mâini. Și te dai pe mâini. Așa, da, să miroți. Te dezinfectezi și miroși și mâinile. Și când pui mâna pe brață, pe va, miroase aia și mai bine, da? Dar am început să folosesc, ca să nu vin cu chiuveta aici. Ia, hai, eu, da, hai. Asta ca să nu mai zică simandicoși și că nu suntem... Ăia care au mâncat, le făcea mămicile lor, da, sarmale cu mânecuțe de plastic, da? Păi nu. Și chiftelele la... Băga câte un ciorap de plastic și le făcea chiftele. Dacă ar vedea simandicoși... Dacă ar vedea simandicoși că sub țambal e și un cățel, s-a dus naibii. La stă de veche. Da. Hai să mai cânte puțin până noi ne aranjăm aici...
uite, îmi place cum vine vântul și ia tot. Mai întoarce, mai întoarce, mai întoarce. Bancul era, dar mai plimbo. Plimbo, da. Așa. Plimbă varza. Așa. Așa. Uite, să avem, da, și o pată de culoare aici cu ardei, da, ăștia. Da, mai bag și un ardei iute, așa, în... da. Să se voi, minte. Vă voi arăta cum se face vinul încoace, să înveți. Asta vreau să învăț. Asta chiar vreau să învăț. Deci am o pulpă de berbecuț, așa, asta e un miel fătat în... ca să facem pastrama. Ideea este următoarea. Trebuie să scoatem osul. Să-l... Da, dar nu, înainte să scoatem osul, putem deja noi să lucrăm... Aha, se crestează carnea. Nu se crestează, se chiar... Luăm ușor așa. Așa. Și o luăm de pe... Îl învârtim, știi? Uite-mă cum știe să meargă pe fibră. Pe fibră, pe grăsimea asta, care e foarte importantă. Aia e gustoasă. Da. Luăm, facem un soi de paleașcă de carne, ca să folosesc o expresie, da? Pe care pormă o batem destul de binișor, așa? Ca să o frăgezim. Să o frăgezim, să se facă repede, că pastrama mai bună... Proaspătă. Nu proaspătă, și să nu ții mult, știi? Da. Să iasă sosul ăla. Auzi, din... Da, ce facem cu pielea asta care s-a uscat? O dăm deoparte sau o păstrăm? Pielea este foarte bună, că se crocânțește. Scoți după aia o altă bucățică. Așa. Așa, deci, da? Aha. Și asta e cea mai gustoasă, după părerea mea, că... Oh, băi! Am dat voie să vă ajut un pic. Mi-o pă... pe intelect. Așa. Deci această bucățică, mie îmi place foarte tare piel. Păi dacă grăsimea aia se topește... Ca să nu se strângă, da? Să nu se strângă, o cresteze, asta obligatoriu. Așa. Deci toată pielița trebuie crestată. Da. Și pe lat și pe... Nu, aia se face liniștită. Și pe lungime așa, da? Și fii atentă. Acolo am niște... Ce? Ăsta? Niște usturoi, da. Nu, ăsta usturoi, da. Așa. Ce facem? În mod normal trebuie să îmi dea o folie de... Da, nu contează, asta merge... Dăm ciocanul ăla de... La jnițel de obicei trebuie folosit. Aici chiar dacă se rupe, e bine că... Deci o batem puțin. Dar ce tocător zdravă n-aveți aici. Și fii atentă. Deci, ca să fie ca lumea, dăm și puțină, dăm o ceapă. Păi, dar nu mai avem aia, ceapă. Aia albă, aia albă. Ăsta e usturoi. Mai era o ceapă albă, nu? E nicio albă, nu e. Du-te ea din... De unde? Din pe acolo, mai uite una acolo. Deci se crestează puțin. Și grăsimea, așa, grăsimea asta e genială, știi? Grăsimea de la oaie. Da, știi ce trebuie, de fapt? Vreau să-i dau un gust de ceapă și îmi place... Păi o tăiam eu. Asta am învățat de la unul care făcea mititei. O freca acum, cu ceapă. Freca grătarul cu ceapă, da, nu? Da, 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 da. Înțelegi? Da. Mi s-a părut o chestie foarte interesantă. Și atunci... Dar eu țin minte când eram mică că bunica mea prăgea pâine, freca cu usturoi și punea untură pe deasupra. Asta, să știi, e o chestie... evreiască, de fapt. Serios? Era o finețe a mâncării evreiești. Era cu untură de gâscă. De gâscă, și exact. Și asta, da. se prăjea pâinea, se freca cu usturoi. Cu usturoi și după aia punea untură. Și țin minte gâscă, că se muia miezul mirodenile. Pâinii, așa? Gata, șeful! Deci e important asta, să rămână asta, să nu se întindă zgârciurile astea, că astea sunt bune la grătar, și așa. Așa. Ia, hai că vreau și eu artistic, așa, să ia vântul. Pune puțin așa, da? Uite așa. Fii atent ce mai fac. Aha, îmi fura meserie. Mai bag și un ardez ăsta care nu-i foarte... Ia ăsta, că poate nu se vede. Pune-l jos. Deci se bate un ardei de ăsta iute. Aha. Îl bați peste carne așa. Se zdrobește pur și simplu. Ăsta nu este foarte, foarte iute. E un ardei tipic ăsta din Oltenia după aici, știi? Te ce idee bună. Așa, da? Arată deja frumos. Așa facem ca o zdreanță, știi? Da, dar
va căpăta... Acest zdreanță. Așa, zdreanță, da. Zise zdreanță în gândul lui, s-a făcut a dracului și are argheze o poezie. Așa, punem puțină sare. Ăla-i zahăr. Bine, mulțumesc. Eu urmăresc cam atenție. Asta este afacerea. O mai batem puțin și pe partea asta altă. Așa. Îi mai dau și cu ardei, că mie îmi place asta, gustul de... Eu mănânc cam 6-7 ardei de ăștia pe zi. Da, dulceața aia de mi-ați dat-o, dulceața aia de ardei, iute, o nebunie. Un borcan. Am făcut acum de-asta verde, sau de-aia ai mâncat? De-aia verde am primul mâncat. Primul ardei, acum a apărut ardei verzi peste o lună. O nebunie. Apare, îți dau un borcan așa. Dar îmi secretul, îmi ziceți că se face dulceața aia, sau nu? Nu e mare lucru. Se curăță de semințe, nu știu ce, așa. Și se pune la fiert. În zahăr și oțet. Și cine stă în aburie? Ia în aburie sunt niște fete cu măști pe figură de așa, COVID. Așa, asta aici vreau să ajungem. Așa. Așa, și după aia? După aia o să o mănânc și crudă, cred că. Da, după aia o puneți la fiert în bain-marie ca să sidrați borcanele? Dulceața? Da, obligatoriu, da. Aha, ca da, să reziste, da, nu? Da, ca o dulceață. Ca o dulceață de... Am pus sare, am pus... Putem să-i punem și puțin ulei, dar nu-i punem care... Nu, are aici ulei și dacă mâncăm... Știi care e nebunia? Că datorită vântului nu s-a consumat, nu, s-a consumat jarul. Dar o ținem așa puțin de... Dar nu e așa că berbecuțul iese mai bine dacă bucătarul bea niște vin de ăsta, niște muscat da, de ăsta da, bun? Uite, uite la aici. Pe care poți să-l torni o observație eu. Foarte inteligentă. Corect. De obicei când ia foc aici că curge sea, trebuie stropit. Cu vin îl stropești cu vin. Stropit. Dar care e al meu? Mai știi asta? Asta că la gol e al meu. E pe jos, l-am văzut eu pe undeva. Ia uite la continuăm. Deci continuăm. Deci mă scos deci bucata. Da. Obligatoriu, deci eu nu-i scot pieliza pentru că are grăsimea asta și bună, deci o hăcuim. Da. Da? Și pe partea asta să fie pătrățele, fiindcă ea se întinde între altele și nu reușe să o ții să stea așa. Pui mirodenii, ia pune mirodenii. Așa, a venit pala de vânt care trebuie. Da? Ia. Dai să lipeși, le și așa, freacă, puneți mănușile, nu mai... Așa, cu aici mănuși, uite mă. Uite, puneți mă, pălăria mea. Da. Dai să pun și pe partea asta-laltă. Da. Aveți răbdare, că acum am intrat da. Eu șefă. Așa, da. Puțină așa. Sare, nu multă, că ea mai are asta, așa. Mirodenia are și asta. Da. Și acum o luăm și o batem pe bază de ardei de asta. Să nu uitați de ceapa aia, că mi-a plăcut frecatul păi da, de ceapă. Nu. Urmează așa. Crestată puțină ceapă. Domnilor, ia, mai băgați ceva ca să nu se plictisească lumea. Deci aici, și aici se crestează puțin, că mai are vine de-astea. Da? Are și tendonul ăsta aici. Tendonul, da, 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 da. Și tendonul. Da, ia, asta face ceva? Mm. Ție aici îți place, la varză. Tu la varză. Ciuară, ce-ai boală, mărioară, sămânță de portocală, sămânță de portocală. Ce-ai boală, mărioară, sămânță de portocală. Așa, iau însă. Așa, doamna. Să seamă la primăvară, pețelii și pe o goară, pețelii și pe o goară. Să seamă la primăvară, pețelii și pe o goară, măi. Așa, așa. Hai băieți, băia, băia. N-are tata dat, măi, n-are țața flori de dat, măi, ca să vară n-a plouat, și-am plătit de le-am udat, și-am plătit de le-am udat.
banii după sărătat. Și-astă vară le-am privit cu banii după iubit. Și-astă vară le-am privit cu banii după iubit. Un cântec dedicat noului ministru al agriculturii, Daia, Pete Daia, care are această proprietate, cheamă ploile, face sapă șanțuri, sper că o ia de la început așa și să rezolve drama națională bazată pe lipsa de ploaie când e nevoie, că la noi ploaia vine când nu te aștepți. Am făcut iarăși o, vezi, un șorțuleț așa. E cam găurită. Păi, dar e, asta nu, la șnițel, de obicei, ca să nu se găurească, pui o folie de asta și o bați și nu face. Prin folie. Dar la pastramă nu se simte nevoia, de ce? Că e bine să mai intră. Hai că între timp am reparat și grătarul. A început să meargă? Am tras eu cu ochiul, da, da. Uite aici, avem cărbuni, se face jarul imediat. Da. A, pus acum, bine, da. Mai durează. Asta e aproape gata, unde domnul Marin a fugit, îmi trebuie un, ce? Un vas, am un vas de ceramică în care eu fac rața, înțelegi? Ăla rotund în care a fost varza nu e bun? Avem aici ăla rotund, dar nu mai e bun ăla. Nu, mă, nu, păi aia nu-i de băgat încă, am un vas special de pus rața în ea. Vas artistic. Du-te tu și să vină cu vasul ăla de pus rață în el, da? Dar de unde vă luați vasele? Aveți meșteri? Eu bun tip în târguri, da, nu, sunt meșteri de ăștia. Nu, am căzut că vi le fac special. Bă, mi-a făcut unul niște chestii speciale, am niște oale de-astea, uite cum e aia, de lut. Aia mare, de făcut sarmale. Când fac pâine în cuptorul ăla mare, bag o oală de-aia cu sarmale, e foarte tare. Eu de 12 ani nu mai mănânc pâine, dar pâinea pe care am mâncat-o aseară a fost genială. Da, da, excepțională este pâinea, genială, adevărat. Da. Adevărată. Știi de ce? În primul rând că este făină de moară și contează foarte tare, pentru că făina din supermarket au aditiv și aia schimbă gustul, nu? În și fine, schimbă și felul de a crește. Da, da. Și atunci, da, asta e mult mai blândă în, și mai ascultătoare. Te-am spus și pe față și pe ascuns. Tot te-am spus, mândră, te-am spus și pe față și pe ascuns. Să-i dai popii un paraclis, că te visezi noaptea-n vis. Că te visezi noaptea-n vis. Asta vișinie, să porția ca șoie, cu măta sa vișinie, cu măta sa vișinie, să fii dragă numai mie, să fii dragă numai mie. Așa, tată, așa, neanicule, bagă pe ea. Mândră ți-am spus, la mine să nu te uiți. Și ți-am spus, mândră ți-am spus, la mine să nu te uiți. Unde or fi oameni mai mulți, unde or fi oameni mai mulți, unde or fi oameni mai mulți. Așa. Puțin ei, să te uiți în ochii mei. Unde or fi mai puțin ei, să te uiți în ochii mei. Să te uiți în ochii mei, că sunt negri ca și-ai tăi. Că sunt negri ca și-ai mei. Să te uiți în ochii mei, că sunt negri ca și-ai tăi. Că sunt negri ca și-ai tăi. Să te uiți în ochii mei, că
sunt negri ca și-ai tăi, că sunt negri ca și-ai tăi. Hei, 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 gata. Nu e adevărat, sunt albaștri, eu m-am mutat. Băi, fii atent, când uneori e bine să pui pe partea asta care nu conține grăsime, să o stropești cu puțin ulei, pentru că se prăjește mult mai bine. Ăsta e adevărul, da? Așa? A început să meargă focul aici, deci o putem să o punem deja. Mamă, ce bine arată! Zdrențe! Dar mie mi s-a făcut foame, jur. Păi o să, da... Că... Din mirosurile astea, asta cred că e gata. Nu mi-a venit asta de rasă? Nu, uite-l! Gata. Uite-l, uite-l eu acolo. Eu vin să-l iau. Ia să vedem. Așa, deci. Așa. Mamă, ce greu e. A, de astea avem și noi acasă. Avem și noi. În astea eu fac sarmalele, că le fierb în vin sarmalele. Deci aici punem un pătuț de varză. Așa. Punem primul pătuț de varză, da? Așa. Și în această rață. Da. Frumoasă. Introducem. Da? Introducem și puțină... Vărtică. Aulu, aulu. Niște măr și portocală ar mai trebui. Portocală avem aici, uite-o aici. Da. Și măr caut aici, în coș. Nu găsești, că n-au băgat. Nu găsesc. Aduceți-mi puțin măr. Și o să-mi aduceți și o răzătoare. Măr, uite și vă urmă. Ia, spune-ți în gând, măr, oțet și răzătoare. Două mere, trei. Am pus un strat de varză, da? Punem puțină portocală. Mai băgăm o dată. Vai de mine, ce nebunie. Așa. Și asta după aia se bagă la cuptor, nu? Păi după un asta pic. O băgăm cam o jumătate de oră, va fi. Nu mai mult. Da. Mm. Ca să ia gustul dintr-una într-alta. Acest usturoi genial, deja e... Aoleu, ce bun e! Dar bag și pe el în... Bine, fii atent, dacă vrei să gustai da, pe el. Da, un pic, vreau să cioi. Ia, uite, acum ne rog cu... Deci acum ne-a apucat cu pune cuțitul puțină sare acum. Pe el, cred că... Puțină sare, hă? Deci eu aș pune și niște mirodenii de-astea. Dar e dulce, e dulce, vină încoace să guști. Este absolut genial. O nebunie. Crezi că este un fruct, pe cuvânt de onoare, dacă vă mint. Uite el. Dar nu e intens gustul de usturoi, asta îmi place la el. E foarte fin, este de o finețe nemaipomenită. Da. Mai ia. Hai că rămâne rața fără usturoi. Mm. Da, chiar. Vai tu de bunie. O nebunie. O nebunie. Deci el prin coacere se îndulcește rău. Să uită soția tatălui tău la noi cum mâncă. Doamne, așteptați puțin că vă dăm după Janine ce. Janine e o pofticioasă. Janin, o să vezi, o băgăm în burtica rasei și pe dânsul. Ia zi, domnule, îți place ce se vede aici? Da. Bun. E de încredere, nu, ce mâncăm? Da. Acum o îmbrăcați în varză. Acum o îmbrac pe delături. Eu vreau să îi las totuși să se mai rumenească în... Da, acolo ce avem? Ăla e un prapur? Ăla e un prapur, da. Și ce facem cu el? Cu prapurul ăla o să punem niște pastramă în prapur. Aici așa o învelim. Cred că trebuie supravegheat focul, un pic o să ardă. Las că e bine. Că arde, ne aduce și oțet. Ce facem? Îl punem mai acana așa. Așa. Dar e bine că era nearsă, era așa. Era nasoală. Ia să vedem. Am făcut rost de măr. Perfect. Nu, dar deasupra, dă-l deasupra astea. Să se crească și el puțin aici. Da! Opa, hai că ne ia vântul cu totul, nu contează. Și mă, trebuia pe care să vă aduc o răzătoare. Ce răzătoare e asta, mă? Răzătoare românească. Ce răzătoare e asta? O poți folosi și ca instrument. Armonică. O facem armonică. Băieți, la asta știți să cântați? Hai, dă-mi coacă, mă descurc. E fină cum ar veni seara. Da, sunt astea răzătoare din import. Am fost eu puternică, am rupt-o. Bunica mea a avut o răzătoare, cred că... O viață. 70 de ani. Mă, uite, dacă răzătoare știam. Luată de curând, da. Ia. Îi pun și puțină zeamă de lămâie, dacă n-avem oțetul la noi. Așa, să dea puțină acreală, așa. Îi pun tot... Eu pun ardeiuți mulți. Foarte așa. Bine. Mă, dar varza asta toată o să fie zeama parchivă. Asta, care e minunată, ce facem cu ea? Punem puțin vin pe ea și o
O dăm peste el așa. Cam asta este. Că tot trebuie să facem economie la apă. Nu mai spălăm vasul cu apă. Bă, băieți, hai că ne ia vântul. Ia mai înfipt un ardei. Da, așa, bun, ne ținem de pălărie. Ia, uite așa. Acum. Deci, hai că asta se arde dacă nu amestecăm. Deci dacă puneți măr ras în varză, în varza călită, este o nebunie. Știi ce gustoasă e? Păi cred, stai că mi-a mai rămas măr aici. Mai pune. Răzătoarea asta șmecheră, unicat. Asta trebuie pusă asta la muzeu. Îl mâncăm varză pe pâine. Da? Eu cu păstrămioara aia vreau să mă mai uit la ea puțin. O muți așa, în zone mai puțin... Da? Nu trebuie întoarsă asta mare, ea. Am întors o dată, dar o mai întoarcem o dată, ia să vedem. A, trebuie, că e focul tare. A, nu, e bine. E super bine. Așa. Gata. Bun. Mă, nu știu ce gust va avea, dar de revistă arată. Am pus vin, am pus zeamă de portocale, mai pun puțină zeamă de portocale. Păi așa, da? Mirodenii le-am pus, usturoiul ăla gigantic am pus. Du-te și pune la cuptor. Ia. O ducem la cuptor, așa, da? Stai, o acoperim cu o aia-laltă. Cu aia-laltă. Eu. Ia. Eu să stă. Deci stă la cuptor cam 3 sferturi de oră. De obicei, dacă nu o faci înainte, o ții 2 ore jumate. Cam 3 sferturi. Cui dau comanda asta cu 3 sferturi? Știu, uite, fetele. Stă o doamnă acolo. Acolo îi spun. Pune un braț. 3 sferturi de oră, da? Auzi, e sigur că știu unde e bucătăria. Ce fel de foc? Mare, mic? Știu ele. Știu ele. De fapt, asta era secret. 180 de grade trebuie. Bun. Băi, băieți, mai trageți ceva ca să... O cântare să se frăgezească pastrama. Da. Că noi o să ne așezăm la masă în curând. Fii atentă. Voiam să fac... o mică pastramă băgată în... În prapur? În prapur, da. Îl scot? Îl purg? Da, poți să... E în vin făcută. Wow! Grecii fac ceva care se cheamă cocoreții, dar care nu cucoreții, e... Cocoreții, știu foarte bine. Da. Scoama bălan, fă-mă tânăr cum era, mă. Hai, hai, foie verde mai girean, pupața scoama bălan, fă-mă tânăr cum era, mă. Când eram în vremea mea, mă, zburam ca o torturea. Așa, băieții! Hai, hai! Și zburăm din creangă în creangă ca o pasăre pribea. Nimeni n-avea ce să-mi facă. Hai, hai! Și zburam din creangă în creangă ca o pasăre pribeagă. Nimeni n-avea ce să-mi facă. Dar un os de vânător, măi, rupse trei fire de păr, măi, rupse trei fire de făr, măi, și făcut lățișor, măi. Așa! Așa, neamicule, hai pe ea! Hai, hai,
brațul de picior, măi. Hai, hai, și când mă lăsai din zbor, să beau apă din izvor, mă luă lațul de picior, măi. De picior și după cap, măi, nu știu, Doamne, cum să scap, măi. Cine era vânătorul? Era Neicu, Țacu-Doru. Cine era vânătorul? Era Neicu, Țacu-Doru. Pe mine nu cred că m-ai adus ca ajutor de bucătar, ci să țin pălăria. V-am adus să țineți pălărie și vă... Domnii, să găsit, dar și venit eu pe calul Bălan. Așa cum zice că... Am trecut la faza dramatică, da, a pastramei îmbrăcată în prapuri. Acum să vezi mirosuri, că se topește grăsimea aia din prapuri. Așa, și acum, ca să nu ne... Asta e tehnica. Atenție, atenție. Asta a fost. Eu am uitat că vinul meu are 14 grade. Din greșeală am pus ulei. A, era ulei? Era ulei, da. E bine. Fică nu, de la vin nu face așa. Uite, vinul stinge. Gata. M-am mirat. Bine că nu am, cred că mi-am... Băieți, dragii mei, mai vreți obicei... Vă mai dăm o pasă de fum? Tată, gata. Bine ai venit, Janin. Bine ați venit aici la cetate. Da. Așa e pe deci trebuie să schimbăm tehnologia, că întotdeauna confund uleiul cu vinul. Am băut odată ulei. Ați dat-o odată cu ulei, dar zic peste... face uleiul. Da. Așa, aici s-a făcut varza asta cu măr. Așa. Pe care putem să o mâncăm cu pastramă. Da, ce s-a făcut, arată frumos, dar probabil că și gustos. Așa. Băi, atât vreau să zic. Rar am mai văzut o emisiune unde să se gătească cu atâta normalitate. Ia să vedem. Rupe-ți-a. Aoleo. Mamă. Luați marginile astea. Ce vrei? Da, stai. Uitați aici. Astea, da, care sunt. Fraților, nu știu ce gust are. E și moale. Da, excelent. Este excelent. E bună rău de tot. Și îmi place că mielul nu are gust de la pronunțat de miel. Ia. Este un miel berbecuț. Da, asta e mișto, că deși berbecuț e molcuț. Nu are ce bun e. Asta se cheamă crăpelniță, oameni buni! Cu o familie de artiști ne-am jucat o oră și ceva pe malul Dunării. Acum am vrea să distrugem lucruri triste, deși... Dacă am trage o linie așa vis-a-vis de viața artiștilor din România, există și o doză de tristețe așa, nu? Domnul Ștefan Belniciuc, fiind bosul familiei, ar putea să ne prezinte familia sa. Să zicem așa, dumneavoastră, Janin Stavarache. Doamna Stavarache, actriță româncă, așa. Un regizor de viitor, da, o tânără de prezent și viitor. De prezent și viitor. Viitor. Și profesor la facultate. Și profesor totodată, da. Ca și domn profesor. Da. Și mintea limpede a teatrului Elisabeta. Și fica. Așa. Și culmea, Șerban Puiu, care nu este rudă cu Cristi Puiu. Eu mă gândeam la viața frumoasă actorilor romantică, de altfel. Există și a scriitorilor frumoasă, evident. Din perioada interbelică și de dinainte, când mergeau era boema scriitorii mai... pe de-o parte și artiștii în diverse orășele unde erau primiți de primar. Era o mare sărbătoare în orășele în care... Era un eveniment. Erau evenimente, da. Putem spune că erau alte vremuri. Chiar și pe vremea comunismului mai ales exista un eveniment așa. Sigur că... Trebuie să recunoaștem că astăzi s-a cam dus acest cutremur binefăcător, care înseamnă o piesă de teatru într-un orășel de provincie, unde lumea poate să ia autografe de la actori, așa. Bine, și datorită societății noastre, consum care pompează, și adevărații actori nu mai sunt vedete cu adevărat. Dacă că un serial de televiziune sau, eu știu,
băieți de mici de la nu știu ce emisiuni, ăia sunt vedetele. Au luat fața adevăratei arte. Este o realitate. Acum nu trebuie să, nici să ne victimizăm, pentru că, după părerea mea, cel puțin eu mă refer la lumea scriitoricească, scriitorii n-au știut cum să reacționeze după căderea comunismului. Scriitorii au fost niște mituri înainte de 89. Da, e adevărat. Eu știu ce însemna să mergi într-un oraș și, cu Ana Blandiana, cu Nichita Stănescu, cu Fănuș Neagu, cu... mă rog... era o sărbătoare și o emoție și puneai o hârtiuță de A4, da. Scriai că este... Știu ce însemna să vii alături, să fie și niște actori care... Era o chestie foarte mare. Cultura de consum a fost ca un tsunami pentru mulți artiști români. A schimbat români. Destul de mult, e adevărat. Nu, dar nu e vorba numai de asta. Eu cred că, în primul rând, toate aceste mijloace media, cu Facebook-ul așa, i-a determinat pe oameni să nu mai privească în sus către artiști, ci la orizontală. Adică ești prieten cu cutare, ești prieten cu actorul pe care îl vezi pe scenă, poți fi prieten pe Facebook. Și din momentul ăla, deja, te raportezi la el ca fiind un prieten cu care poți să te bați pe umăr, cu care te tragi de șireturi. De aceea venirea lui, de exemplu, o lipsă de cultură care, într-un fel, a măturat chestia asta, pentru că mă uit și eu pe Facebook. Sunt diverse personaje din lumea, prezentatoare la o televiziune sau la un concurs, nu știu ce. Care e vedetă. Și aia spune, deschide dimineața Facebook-ul și zice, bună dimineața, dragele mele. Și vezi că se uită 200.000 de tâmpiți. Că spune, că dacă ar spune o chestie inteligentă, mă, asta spune o chestie și te uiți, știi, adică nu spune nimic, știi? Și mai puțin conținutul și mai mult forma. Pe de altă parte, e și orgoliul nostru care, pentru că se spunea la un moment dat că ar trebui artistul să iasă în stradă, știi? Ei bine, în lumea literară cel puțin, s-a creat așa un soi de colonie de pelicani, poeții sunt întregi, sunt literați, nu mai sunt scriitori, de fapt. Știi? Că asta mă gândeam, știi? Că trăiesc în lumea lor, nu știu ce, știi? Sunt festivaluri de poezie unde sunt 10 poezi pe scenă și 20 în sală. Care sunt prietenii lor, aduși asta special. Asta mi s-a întâmplat și în Serbia, știi? Am fost în Serbia, într-un orășel așa, erau 20 de poezi pe scenă și 30... Băi, zic, voi sunteți nebuni la cap, păi voi citiți pentru ceilalți poeți? Unde orașul vostru nu are amator de literatură? Bine, nu știu să facă, să-și facă reclamă, nu știu să... Păi despre asta e vorba, cred că n-am știut să comunicăm și cu publicul, de fapt. Și atunci există o mică diferență între scriitor și literatul, care e iubitor de sine și de mica lui lume, știi? Snobul cult. În fine. Da. Pentru că, eu m-am rupt de lumea literară. Și mulți se uită cu disprețuitor. Bă, Dinescu are restaurant. Păi uite că cel mai mare scriitor din toate timpurile în România, Caragiale, după părerea mea, e cel mai mare unde scriitor. Și-a făcut păi genial, dar marele scriitor este Caragiale, care a scris și teatru, și pamflete, și proză, da? Și care a avut 3 restaurante, eu am avut numai 2, știi, adică mai aspir încă la nu știu ce. Dar nu e timpul așa pierdut. Pe de altă parte, te uiți la scriitorii lumei. Nu mai știu ce mare poet american creștea capre, știi? Mare scriitor american a fost spălător de vase, vasele de pe Mississippi. Nu mi-a fost rușine de chestia asta. Dar nu trebuie să stai în lumea ta mică, știi? Plină de și de orgoliu și de venin, că e lume înveninată. Și lumea ta cu ideal. Da, sigur. Da. Pe de altă parte, să punem o pălărie peste rața aia. Că nu, e păcat. Asta nu trebuie acoperită. Asta e o operă de artă, cu adevărat. Pe de altă parte, sigur că există măreția unui artist și care trăiește și drame și că nu trebuie neapărat să o ții gloria asta, știi, să te roadă gloria, știi? Bine, la un moment dat și gloria devine plicticoasă, și apăsătoare. E greu de suport de multe ori, gloria. Da. În fine, pe de altă parte, cred eu că statutul artistului nu este bine definit în această lume. Capitalismul ăsta
în care nu există o ierarhie valorică nici în lumea politică, fiindcă foarte mulți imbecili au avut carieră. Au nimerit acolo, da. Au plagiat, au nu știu ce, n-au nici o meserie unii, sau o meserie care nu are nicio legătură cu politica, nu? Și ajung celebri, știi? Și uite, așa se denaturează noțiunea de celebritate. Nu există deci ierarhia valorică în niciun domeniu până la urmă, știi? În această lume, pentru că noi am intrat nepregătiți în capitalism. Dracu și închipuia că, domne, după comunism, după 50 de ani de comunism, vine capitalism făcut de activiști de partid și de securiști îndeopște și de mici biznițari, nu știu ce știi. Este vina noastră, totuși, că n-am știut să comunicăm cu lumea asta derutată, săraca, pentru că trei sferturi din România, după părerea mea, trăiește mai prost. Nu, trăiește mai prost decât în perioada comunistă. Dar nu-și dă seama. Ba, aici nu, e nebunia. Mulți nu-și dau seama că trăiesc mai prost. Eu am scris o dată o poezie despre cutia de scrisori. Pentru mine, cutia de scrisori, pe vremea comunistă, reprezenta miracolul. Pentru că ori așteptam o scrisoare de la o iubită, ori o invitație la un festival de internațional, când deschideam cutia, eram emoționat de acea scrisoare. Acum când vin la mine acasă și deschid cutia nu și se repede un jet de flegme de la bănci unde n-am plătit aia, de la impozite, că la primări, reclame de la telefonul la timp, că nu știu ce, și mai deși și telefonul este un obiect de sinistru, știi? În afară faptul că ne mănâncă viața și că nu mai avem liniștea aia, din când în când sunt căutat de o domnișoară. Bună ziua! E? Sunteți domnul Mircea Dinescu? Oh. Da. Eu aș crede că la început am crezut că vreau un autograf. Puteți să-mi spuneți datele dumneavoastră? De la băncile unde nu mi-am plătit, mai ales în perioada pandemiei, am fost într-una căutat de tot soiul de gagici de la diverse bănci. Pentru că n-am putut să-mi plătesc la zi, în fine, chestia asta. Nici gagicile nu mai sunt ce au fost. Deci am intrat într-o societate care este fioroasă într-un fel, știi? Da, dar cine nu se adaptează, piere. Așa că supraviețuiești, omul e o fiară rea și supraviețuiește și în condiții... Dar ați văzut că gagicile de la bănci fac un lucru abominabil în sensul că feminitatea și politețea sunt trăinuite. Adică ele sunt învățate să fie politicoase la și feminine. Da. Sunteți cu tare, dar avem plăcerea să vorbim cu... Eu când le aud așa, mă apucă, vă zic, avem plăcerea zice... să vă anunțe că nu v-ați plătit exact. Rata la bancă. Da. Adică sunt antrenate să fie politicoase. Da. Da. Deci spuneați că cine se adaptează moare, nu moare, că să supraviețuim. Noi suntem oricum, nu aveam exercițiul supraviețuirii și pe vremea comunismului. Da, e adevărat, dar într-un alt cadru. Cum am intrat din criza comunismului, am intrat direct în criza capitalismului, pentru că viziunea noastră despre Occident era idilică. Absolut idilică și absolut de o lume aiurea, știi? Adică eu când am fost prima dată în Occident, am fost la Heidelberg și eram Sami Damian, un critic literar renumit așa în anii. Ajunsese asistentul domnului Heimann, care era șeful caterei de romanistică de la Universitatea Heidelberg. Și am dormit într-un asta studențe și când am dat drumul la apă seara să fac un duș, era apă rece, știi? Adică ce zi e, mă gândeam, este marți. Ca română. Mă gândeam, bă, frate, la ei să dau joia. A doua zi am dat tot rece și spun, îl întreb, Sami, când se dă apa caldă la... Cum când se dă? Păi zic, curge rece. Nu, erau... Nu, păi ce în fiecare zi. Eu dădeam la butonul ăla de apă... Trebuia întors invers. Inversase, probabil era mecanicul român de la plecat, a greșit butoanele alea. Adică, noi eram obișnuiți cu chestiile astea, că apa caldă este vinerea, nu știu ce, că lumina se stinge la 9 seara, că nu știu ce. Bun, am intrat acum, a fost în primii ani, a fost o dulce, frumoasă perioadă, dar acum eu am întâlnit oameni care sting lumina ca să nu consume pensionari, ca să nu consume becul, să plătească mult electricitate. Era acum la ordinea zilei. Deci este chestia absolut sinistră. Stau și în frig, cu riscul de a se îmbolnăvi. Sunt oameni care au apartament de 3 camere
Și locuiesc doar într-o singură cameră, unde dau, în rest închid repartitoarele de căldură, vorbesc serios. Da. Și stau într-o singură cameră cu caloriferul deschis. Dar sunt și oameni care își închid repartitoarele, stau într-o singură cameră, dar în parcare tronează o mașină de lux. Da, mie mi-a spus o notăriță, știi? Zice, domnule, zice, știți că am niște clienți din zona aia unde Becale a făcut afaceri și acolo au vândut pământ pe... Zice, și vin la mine, au vândut pământ, și au luat bani și-au luat mașini de alea de 150 de ani. Și i-am întrebat, băi, zic, dar nu aveți mașină, stați în cartierul ăla? Da, dar ce-i scumpă, nu mai aveau bani de motorină, că și-au făcut praf repede toți banii. Dăduseră toți banii pe mașină. Și fața casei mașini de alea bengoase, știi? Păi persoana despre care vă vorbim, că avea restanțe la întreținere, era înaintea noastră la benzinărie, cu bolidă, să nu spunem că facem reclamă la film. Și-a băgat de 10 lei. Da, și se uita. Cât să ajungă până în parcare și înapoi la benzinărie, dar mergea. Da. Oh, în fine, am vorbit de pizza capitalismului vremurilor noastre. Sunt drame și drame, dar sunt și chestii fericite, că în vreme ce tatăl, bătrânul actor, poți să zic că ești bătrân, în ce an ești născut? Bă, nu e nicio rușine, în 49, dar de unde bătrân? Ești cu un an mai matur decât mine. Aici voiam să ajungă, uite cum am zis-o. Ești mai bătrân ca mine, că ești născut în 50. Poți să trăiești cu nostalgiile, nu știu, dar fiica dumneavoastră joacă în seriale capitaliste. Da, capitaliste, exact. Da. Culmea e... Fiindcă te știu fetele de la mine, de la bucătărie. Da, am remarcat. Dar voi nu știți... Și o țin minte de atunci. Bă, tatăl tău nu știa. Zice, domnul la cine e, mă? Cu barbă. Am câștigat pariu, că am vrut să se spună asta. Da. Am vrut să se spună că e tatăl meu și nu eu fata lui. Știi cântecul ăla? Vai sărmanul, când sărmanul mi-ați făcut o mare plăcere, nici n-am știut că venind aici o să mă întâlnesc cu atâția oameni dragi. Nu. Cu tata, da. Și nici n-am știut că mă întâlnesc cu tata. Asta e foarte adevărat, că ne întâlnim rar în București, că suntem ocupați. Nu, dar m-am întâlnit cu oameni dragi, pentru că, într-adevăr, nu-mi vine să cred că au trecut 150 de ani de când am jucat în primul serial românesc, care s-a făcut la Prima. Se numea În Familie și eu tocmai absolveam facultatea. Era 2002 sau 2003. Am avut aici o dispută. În apogeu, care erai mele la Prima. Da. Mi-a făcut plăcere să întâlnesc cu oameni care stau la camere. Dar n-a avut noroc. Uite, acum e un patron mai tânăr, mai nuanțat. Nu, el n-a avut norocul să mă cunoască. Bine, da. Bine, te-a cunoscut el. Și ziceați de mine că sunt orgolios. Da. Dar pe aia n-o taxați pentru replici de astea. N-a avut el noroc să mă cunoască. Deci tu unde ești regizor? Pe unde? Pe peste tot? Eu sunt pe peste tot. Regizorii acum sunt mercenari. Dar noi ne-am făcut sătui de sistemul de stat, ne-am făcut un teatru privat. Elisabeta, nu suntem noi patronii, dar am crescut de 8 ani un teatru privat. E cel mai mare din țară. Cel mai mare din țară. Are 300... E ăla de pe Eminescu, nu? Nu. Ăla de lângă Cismigiu. Ăla de lângă Cismigiu. De primărie. Exact. Fără nicio finanțare de la stat și acolo dăm de mâncare multor actori și bucurăm mulți spectatori. S-a format un colectiv. Uite, n-am fost niciodată. Pe lângă primărie, pe acolo, nu? Da, primărie, da, este vis-a-vis de fostul Spicu. Da. Și e o clădire de patrimoniu, e o locație foarte frumoasă și foarte elegantă. Și vine lumea? O, Doamne! Da. Păi, un teatru privat nu poate supraviețui dacă nu ar avea public, pentru că neavând sponsorizări și Păi și de ce n-are sponsorizări în teatru privat? Să întrebăm pe alții. Să întrebăm pe alții. Nici o finanțare, Nu avem. Dar noi trăim exclusiv din vânzare de bilete, adică noi nu ne putem permite să nu jucăm cu casa închisă. Uite, ca să spun un secret, eu împreună cu Doru Bușcu sunt acționar la Cața Vencii, jumătate. Și
noi trăim tot din vânzarea bietei reviste, știi? Într-o țară unde a murit presa. Da, mai ales și atipărită. Bine, aia atipărită. Noi rezistăm în afară de... Suntem, cred că afară de săptămânalul Formula As al Țânzianei Pop, noi suntem în doua revistă care supraviețuim, da, revistă tipări din vânzare într-o țară unde s-au desfințat chioșcurile. Chioșcurile. De provincie unde noi este nici un chioș. Deci o țară în care nu mai există difuzarea presei, nu mai există presă scrisă, a rămas presa vorbită, care este teatru. Frumos, da. Da. Da, da, nu, la noi vine lumea, la noi vine lumea, mm-hmm, și muncim pentru asta. Mm-hmm. Câți angajați are un teatru privat? A fost foarte interesant că noi avem două săli, una sus 320 și una jos 160 cu restaurant, mă rog, și am pornit de la zero, nu era absolut nimica. Mm-hmm. Și am pornit de la un angajat, doi angajați, șapte angajați. Avem patru la marketing. Mm-hmm. Încă doi care se ocupă cu PR, dar muncesc toți împreună acolo. Și restul colaborări. Și restul colaborări, avem mașiniști, ca să știți că cel mai greu nu este să găsești actori, ci tehnicieni. Nu se mai găsește pentru că totul a plecat. Auzi, asta e și drama industriei românești, că dacă la FAT, unde a existat o fabrică de conserve uria și avea 3.000 de angajați, în fine, și lua, era un bazin legumicol extraordinar aici, într-o zi m-am gândit, bă, ce-ar fi să fac eu o fabricuță de conserve bio, nu știu ce, știi? Nu v-ați avut cu cine muncii. Nu, nu mai sunt tehnicienii care lucrau, tehnologii, înțelegi, care știau o meserie, nu mai e cu cine să faci o conservă. Și nici sistemul de învățământ nu mai formează de niciun fel. Păi, dar s-au dus școle profesionale, s-au dus dracu, știi? Sigur că da. Și de-aia, spre rușinea mea și a altor intelectuali români, încerc să mă gândesc, bă, stai mă, că erau... Ce lucruri nu țineau de ceauci, țineau de sistemul ăla, școlile profesionale, da? Așa. Industria, era industria, nu numai industria grea, să zic, aia producea și poluare și nu știu, dar era mica industrie, știi? Industria asta producătoare de mâncare, serele, România era cea mai mare producătoare de roșii și de ardei în serele românești. Păi și acum importăm. Păi nu și acum, nu, exportam pe vreme. Era exportam, cea mai mare, iar acum importăm. Da. Acum, în capitalism, importăm, adică s-au inversat lucrurile, știi, pare că e un blestem. Într-o țară care, după Franța, e cea mai, e a doua țară binecuvântată care are pământ bun, ape și climă pentru așa ceva. Știți că mă duc la mormântul străbunicilor și bunicilor mei, care tot timpul eu, când m-am născut și până când au murit ei, ei tot așteptau nostalgic americani. Și acum m-am dus la, mă duc la mormântul lor cu Alexandra și lui tata și mama, că s-au dus și ei. Deci trei generații sunt în morminte aia și spun, măi, au venit americanii. Dar știți unde se învârt cel mai tare în mormânt? Când le spun, când îi spun lui străbunicul Scherer, îi spun, străbunicule, știi că patria neomarxismului acum, a marxismului, este America. Da, acolo se învârte cel mai tare. Păi mai tare capitalismul Rusia, oligarhilor. Dar eu nu mă așteptam ca în 30 de ani să se petreacă asta, dacă spunea cineva, ziceam că e nebun. Da. Nu, dacă le spuneam cândva că americanii o să fie marxiști, cred că râdea lumea, adică spunea că ești dus cu cap. Da. Apropo, numele, aveți ceva de ucrainian? Da, tatăl meu vine din zona Botoșanilor. Sunteți fanatic pro-ucrainian? Fanatic? Nu pot spune. Nu pot, da. Fiindcă aici se fac niște erori așa cumplite, știi, că pare că tot ce-i bun e acolo și ăstea... Da, greșeala noastră este că absolutizăm de multe ori. Aceste țări care nu mai sunt un exemplu, că a spus, de, cred că prim-ministru, că pentru noi e un model american. Cum să fie, Doamne Dumnezeule, America, unde vezi atâtea chestii sinistre, numai că se împușcă între ei, dar sunt... cum să spun, niște denivelări la nivel social cumplite, niște ideea că o industrie de armament domină, de fapt, sistemul. E dominat, păi dracu, că dacă ea votează în Senatul American, nu poți să interzici producția de arme, să-și ia un tânăr o mitralieră de asalt. Cum poți să dai, idiotule, unui copil o mitralieră de asalt care omoară 1000 de oameni în 3 minute? Poți să-și iau o pușcoace, un pistol cu dopuri, cu apă, dar mitralieră de asalt face parte din libertatea, lute-mă, dracu, fiindcă ideea lor care veneau din vestul sălbatic era să ai o armă la tine să te aperi de bandiți.
Dar nu să ții mitralieră de asalt, știi? Eu altceva vreau să vă spun, apropo de faptul că l-ați întrebat pe taică-mă de Ucraina. Eu am de pe partea lui tata sânge ucrainean, în mod evident și cu numele, dar și din partea maică-mii, care era Fociuc și care, a cărei mamă fusese născută la Cernăuți. Da. Și vreau să vă spun că m-a durut sufletul când m-am dus la Cernăuți, deci actuala Ucraina, și am văzut cât de traumatizată este comunitatea română de acolo. Despre aia cred că ar trebui să discutăm în acest conflict. Păi unchiul ei, limba română. Unchiul meu, hai să vă povestesc o scenă de film. Departe de mine gândul de a face politică, nu mă interesează. Dar bunica mea, care a murit anul trecut la 95 de ani, deși a trăit 50 de ani la Viena, o viață întreagă a suspinat după Cernăuți. Românii din Cernăuți. Și mie cumva mi-a indus chestia asta. Și am ajuns la Cernăuți. În și casa... Eminescu suspina după Cernăuți. Exact. Și am ajuns la Cernăuți, la casa familiei mele. Fuseseră niște oameni destul de avuți, avuseseră o casă pe care au părăsit-o plecând cu o valiză la, în 44, cum au făcut mulți. Și l-am cunoscut împreună cu Șerban pe unchiul meu. Un om care avea deja 81 de ani. Profesor de istorie, foarte important acest detaliu. Fost director al Colegiului Aron Pumnu din Cernăuți, care, mă rog, e o entitate educațională și culturală din oraș. Mă, și a fost scenă de film. Ne-a invitat la el acasă. Locuia săracul într-o magherniță, într-o sărăcie lucie. Dar cu ce a avut el mai frumos și mai bun, ne-a primit la masă. Acum 2016. Da, 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 și a fost scena de film, a urmat în momentul în care ne-am așezat la masă, deci el român, da? Român, dar trăit acolo. Partea de familie care a rămas în Cernăuți. Care n-a putut să fugă. Și ne-am așezat la masă și discuția a fost așa... Uitase de frică limba română. Și nu putea să vorbească limba română. Săracu, da. Și am sunat la bunica mea, la Viena... Am pus-o pe speaker. Dar bunica și... ta era deja la Viena? Oh, de 50 de ani, bunica mea a trăit la Viena o viață. Și bunica mea pe speaker vorbea cu ăsta în ucraineană și ne traducea nouă ca să putem comunica cu el. El fiind român. El fiind român a uitat. El fiind român. Limba română de frică. De frică a uitat limba română, dar a venit la la un spectacol pe care noi l-am văzut acolo. Naționalismul ucrainean a fost atroce. A fost foarte dur. Este în continuare și se uită chestia asta, domnule. Chiar tot binele și ăsta e un actor și maker până la urmă, știi? Care va distruge Ucraina. Nu, o distruge deja, nu distruge. Va distruge. Băi, eu am mai scris, băi, Ștefan cel Mare, când a simțit că o cotește pe lumea aia la altă, s-a gândit, mă, o să vină turcii și ne distruge. Mai bine mă duc și mă închin în fața sultan. După ce a câștigat bătălii, cât era el forțos, așa, s-a gândit, vin fiii mei care sunt vulnerabili, așa, mai bine să semnăm o pace cu turcii. Și s-a dus și, într-adevăr, de-aia există sabia lui la Istanbul, acolo, că a donat, și-a donat sabia asta. Și trebuia să stea în genunchi, să pupe papucul sultanului. Da. Și sultanul a fost destul de porc pentru că a deschis cortul. Era în fața unui cort unde erau armatele să vadă tot. Asta a fost o măgărie. Deci nu mă așteptam din partea lor, în fine. Dar Ștefan cel Mare a făcut această umilință, dar care era o umilință patriotică, mă. Sigur. Să nu-i dispară țara. Ăsta, dacă ăsta alegea exilul, era un erou, un exil, au venit ruși, au ocupat, dar nu... Nu dărâmau orașe întregi, mă. Pentru că ideea asta că el cere arme zilnic, o să aleagă praful dracu. Sigur. Și în final o să ai un actor care e erou și o țară care a dispărut. Aici nu înseamnă că sunt putinist când spun asta. Știi că e macabru ce s-a întâmplat sub Putin așa, și el s-a sinucis într-un fel ca personaj Putin. Dar pe de altă parte, bă, să uite că toți a fost o conviețuire acolo, n-ai ce face. Istorică. Când am auzit că ăsta, primarul capitalei ucrainiene, Kievului. Kievului, a boxerul Klitschko, zice, știți, mama mea este rusoică. Păi bă, tu lupți împotriva lui măt atunci, dacă tot înjurat la ruși, înjur la tine, că, mai ales că ai sub la o rusoică. Mai ales că rușii avertizau de 3 ani, n-au intrat dintr-o dată. Bașca. Domnilor, eu știu așa. Dramele istoriei. Ne retragem și ne lindă. Se începe cu fotbal, femei și după aia se ajunge la politică. Domnilor, doamnelor, domnișoarelor, cred că s-a încheiat, din păcate, colocul nostru. O să facem o reclamă la prietenii noștri, că asta este, trăim în capitalism. Iată-l. Iubim și salamul prietenilor noștri. Salam vienez.
Că tot am vorbit. Aldis. Luați unul. Oh. Doamnă. Ia uite. Ia uite care pentru toată lumea. Bă, plecat ăsta, Aldis, s-a tot sala în vienez, da? Tot să fiecare... Dar unul berlinez aveți? Da. Eu o să iau trei. Da. Să foarte bine. Să fie primit. Am un prieten mulți, am familie salam grea. Salam vienez. Salam vienez. Da. Produs crud, uscat, ambalat, în sferă protectoare. Carne de porc, slănină, proteină, zaharuri, condimente. Nu, știi tot ce trebuie bine să citești? Produs în România. Produs în România. Aia trebuie subliniat. Da, produs subliniat în România la Aldis. Da. Ura! Ura și la gară. Gata, copii, ne retragem, gustăm și salam, dar... Să atacăm rața, zic. Salam lângă rață, așa. Mai trecem la poezie? Da. La poezie nu mai avem loc de poezie. Bine, salut, numai bine, vă iubesc. Mulțumim. E o minune aici la tine, la cetate. Mulțumim. Da.